Liderul Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, recunoaște că acțiunile ilegale a lui Vladimir Plahotniuc au dus formațiunea politică la Perzanie. Cei care astăzi tot zic că Filip a dus partidul la scorul la care este acum, le răspund foarte clar. Nu Filip a dus partidul la scorul acesta, dar liderul partidului care a venit atunci cu 30 de deputați în Parlament și ulterior au fugit ca oportuniști care și încotro fug în dependență de ofertele financiare. Iar astăzi Partidul Democrat a plătit nota, a declarat Filip în cadrul unei misiuni. Totodată acesta spune că, deși a încercat să transpune imaginea guvernului condus de el pe imaginea PDM. Totuși greșelile politice care au fost comise de către partid au cântărit mai mult decât rezultatele prin actul de guvernare. Reamintim că în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, PDM a acumulat doar 1,8% din totalul de voturi exprimate.